Orașul vechi Ierusalim este plin de astfel de vestigii, plin de astfel de artefacte de drumuri și acum am ajuns în secolul 6 după Hristos. Strada asta pe care o vedeți aici este din secolul 6 după Hristos, cu pietre originale pe care le vedeți aici. Astea sunt pietre originale, nu cele pe unde stați dumneavoastră. Iar aici sunt coloane originale. De aici încolo era magazin și ăsta e pridvor, țineți minte, da? Cu coloane și cu acoperiș ca și umbrar, dar aici erau magazine. Al doilea rând de magazine era unde vedeți pomii aceiași, unde e clădirea de acolo. Asta înseamnă că strada asta era imensă. Era ca și Lipscaniu din București de odinioară, ca și Fâșia Gază din Timișoara sau în fiecare oraș, nu știu, în Suceava, unde sunteți sau așa. Peste tot e câte o... un drum de ăsta pietonal, bulevard, ceva de genul ăsta. Și aici aveți cam cum ar fi arătat. Repet, e vorba de secolul 6 după Hristos, când ieri v-am spus că împărătea Serena și Constantin au declarat creștinismul religie oficială. Și asta înseamnă că toate străzile l-au făcut în formă de cruce. Strazile principale orașului, o stradă de la nord la sud, care este aceasta și care se numește Cardo, și o stradă de la est la vest, care se numește Decumanus. Dacă vă uitați așa, asta înseamnă formă de cruce. Toată arhitectura orașelor din vremea secolului 4 până în secolul 7 așa au fost construite. Asta este strada Cardo, care vine de la Jaffa Gate, poarta aia pe unde ne-am dus noi ieri, când am plecat și am luat autocarul, și merge până la poarta Damascului, unde era grădina mormântului, de la nord la sud. Și acum, cei care ați fost cu mine, vă rog să nu răspundeți la întrebarea asta. Ce vedeți în poza asta și noi la locul ei în poza? Ați fost cu noi? Nu, așa e. Uite, băi, ce poza la acest aici? El nu este din secolul 6 sau secolul 7, pentru că are șapcă și întoarță, are sticlă de apă, are rucsac și are linaș. Iar fata asta din secolul 6 e de la o rodie, iar în tradiția evrească, rodia înseamnă transmiterea istoriei. Deci ce înseamnă lucrul ăsta? Că transmite istoria mai departe în secolul 6 sau secolul următoare. Mai e ceva de la locul ei în poza asta și s-ar putea că numai cei care au spus aici cu ghid bun știți, e vorba de primarul orașului Ierusalim, care atunci când a fost făcută poza acum 10 ani, a vrut să fie în poză. Și hai să vi-l arăt. Asta e primarul orașului Ierusalim de acum 10 ani, acum neapărat să fie în poză, plecat în haine din secolul 6. Și acum, cine vrea să fie în poza asta, nu haine din secolul 6, ci haine din secolul 20, puteți să stați aici sau să stați aici în locul băiețelului să faceți poză. 2-3 minute de poză.